frumos și rece, cu tine omul petrece, cântă și se veselește. Și din nou, cu mare drag, echipa Sunteți la mine acasă, vă salută pentru prima oară din satul Moara Domnească. Deci merge spre doamna Leonă, care este astăzi omageată și face o frumoasă vârstă. Deci finii dumneiei, cu mare drag, peste hotare, ne-am primit aici să-i facem sărbătoare frumoasă, să o felicităm cu mare drag, să-i transmitem emoții calde din partea finuților dumneiei. Deci, ca de fiecare dată, chiar vă rog și vă îndemn să mergem să ne susținem și să fiți alături de noi la fiecare sărbătoare. Bună ziua, Hristos a înviat la toată lumea! Ne face o deosebită plăcere astăzi să venim pentru prima dată în localitatea dumneavoastră, Moara Domnească, și venim aici special pentru dumneavoastră. Sunteți astăzi omagiată, cunoaștem faptul că sunteți sărbătorită, ați adunat aici atâta lume frumoasă, atâta lume dragă, probabil, însă totuși cineva lipsește. Și ne-a trimis aici pe noi să vă facem surpriză frumoasă, să vă aducem această tortică, această floare și vrem să vă întrebăm, cum credeți dumneavoastră? Cine ne-a trimis aici? De la șinie noastră, de la Sașa și Marian. Așa. Aveți perfectă dreptate. Finii dumneavoastră cu mare dor, cu mare drag, cu mare stimă față de dumneavoastră, cei mai scumpi nănășei, cea mai scumpă nănășică. Dar fiind faptul că sunt departe, au găsit cumva o modalitate de a vă felicita astăzi cu dublă sărbătoare, ziua dumneavoastră de naștere și, desigur, sărbătoarea Sfintelui Paște de azi. E bunul Dumnezeu să fiți întotdeauna binecuvântată cum a coincis astăzi data dumneavoastră de naștere cu această sărbătoare sfântă. Deci, mult stimată Doamnă, avem aici această gustoasă și cincică pentru dumneavoastră. Desigur, și această floare la fel, vă mulțumesc cu mare drag. Doamna Mariana se caută anume cascade pierse, că a zis că nănașa mea iubește anume cascade pierse. Deci ne-am străduit noi să găsim șampanie pentru dumneavoastră. Deci dacă poate cineva să se apropie. Na, salutat cu mare drag. Deci, fina dumneavoastră, finii dumneavoastră și cei mai mari și cei mai micuți, copiii dânșilor, cu mare drag m-au rugat să dau citire unor versuri care simt ei cu tot din adinsul să fie spuse anume ceea ce simt ei acum, ceea ce vor ei ca dumneavoastră să auziți și să știți că vor să vă transmită. Deci noi chiar nu suntem în drept și niciodată nu îi lipsim pe clienții noștri de această ocazie de a-și exprima anume gândurile pe care dumnealor le simt, deci dumneavoastră cu mare drag să le ascultați. În această zi deosebită venim cu cele mai sincere și frumoase gânduri pentru tine, dragă nașă. Chiar dacă acum suntem departe și ne despart mări și țări, noi suntem cu inima și gândul, cu sufletul și dorul alături de tine, draga noastră. Primește această zi ca pe o binecuvântare, ca pe o pagină din povestea ta de viață, o poveste mai frumoasă pe an ce trece. Petalele ce le-ai adunat azi înfloresc și se unesc în buchetul vieții. Îți urăm multă sănătate, mulți ani fericiți, să treci cu ușurință peste toate greutățile vieții. Bucură-te de fiecare clipă alături de cei dragi sufletului. Bunul Dumnezeu să te ajute în toate, la mulți ani din suflet. Cu stimă, dragoste și dor ai tăi fii Alexandru, Mariana și micii finuți Bogdan și Dragostin. Cu mare drag și aceasta este pentru dumneavoastră. Noi, echipa Surprize la tine acasă din orașul Făleș, ne alăturăm cuvintelor frumoase spuse din partea fiilor dumneavoastră. Vă dorim și noi, în primul rând, sănătate. Căci știm bine cu toții că dacă este sănătate, orice vi se realizează, orice plan poate se poate materializa, deci fericire, oameni dragi, în cap de masă să aveți întotdeauna. Și cum spunem noi, moldoveni, când va fi mai rău, anume așa să fie. Sănătate și la mulți ani din suflet și cu ziua dumneavoastră de naștere și cu sărbătoare frumoasă Sfântului Paște. Și pe toți dumneavoastră vreau să vă felicit cu sărbătoarea frumoasă și binecuvântată de Bunul Dumnezeu Sfintele Paște. Ne bucură faptul că am ajuns sănătoși din nou la iarăși la Paște, iarăși la această zi frumoasă. Să dea Bunul Dumnezeu sănătate, binecuvântare în familia dumneavoastră și în familiile dumneavoastră. Sănătate și numai bine la toți. Dacă aveți ale transmite ceva. Mulțumim mult la tinuțul noștri că nu ne-a uitat și ne stimează. Să păzească Dumnezeu și pe dânsul pe unii zi acum pe îndepărtare și ei să facă
bani, să vii și acasă, să ne întâlnim toți la masă. Îi spunem încă o dată mulțumesc frumos din tot sufletul și pentru așa ocazie și așa surpriză frumoasă. Să fiți sănătoși, probabil dacă mine dumneavoastră au considerat că meritați dumneavoastră acest gest, înseamnă că și dumneavoastră întotdeauna ați fost sufletul, cu inima, cu sfat, cu o vorbă bună alături de ei, sănătate și să dea bunul Dumnezeu întotdeauna să vă întâlniți ca nași și fiind. Chiar dacă domnește această distanță dintre dumneavoastră, totuși cumva telefoni, prin mesaje, cu sufletul, cu inimioară, susțineți această legătură strânsă între dumneavoastră. Sănătate și sărbătoare foarte frumoasă și fericită în familia dumneavoastră. Să aveți un car cu ani, hai noroc și la mulți ani mai.